Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pierdere și transformare. Astăzi alături de noi este psiholog Eduard Puiu și vom vorbi despre ceea ce înseamnă pierderea în contextul actual, prin crizele prin care trecem, pentru că putem vorbi de mai multe crize, și pornim discuția noastră de la o carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii, Pierdere și transformare, cum gestionăm momentele dificile din viața noastră. Este vorba despre cartea Cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, ghidul practic de terapie comportamental-dialectică, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Pandemia a însemnat foarte multe pierderi pe mai multe planuri pentru noi oamenii. Am pierdut conectarea, am putea spune. Am pierdut modul anterior cunoscut de relaționare. Am pierdut chiar și oameni prin decesul acestora, persoane dragi. Fie că vorbim despre lipsa actuală de socializare sau lipsa contactului fizic, pierderea intimității în viața de cuplu, o boală sau un accident, o despărțire sau poate chiar un divorț, pierderea jobului, pierderea statutului socioprofesional, lipsa călătoriilor și a vacanțelor sau al unui mod de viață activ, travaliul de doliu are un rol esențial în transformarea noastră și în regăsirea sensului vieții. Eduard, aș vrea să ne vorbești, bineînțeles, și în calitate de psiholog, dar și prin propria ta experiență personală, despre crizele pe care noi le-am trecut ca omenire în ultimul an, pentru că putem vorbi și despre, pe lângă o criză medicală, sanitară, putem vorbi și despre o criză financiară și despre o criză economică, dar mai presus de toate, cred că vorbim și despre un soi de criză existențială, o criză la nivel psihoemoțional, așa cum spuneam eu mai devreme și cum am discutat noi în alt context. Această pandemie, acest virus a dus și la un soi de deprivare emoțională. Faptul că, iată, tot ce am enumerat eu puțin mai devreme, practic le-am trăit în acest an, de când a început un an și o lună aproximativ, de când a început pandemia, faptul că am fost cumva nevoiți să stăm cu copiii noștri de dimineață până seara, pentru că au avut ore, lecții online. De asemenea, cu partenerul de cuplu, lucru pe care nu l-am mai făcut până acum, când vorbim de telemuncă, el lucra de acasă, noi de acasă, doar că lucram probabil în camere diferite, dar cred că vorbim de extrem de multe provocări. Și cum spune și Daniel Siegel când vorbește despre neuroștiințe, oamenii se schimbă, cum se schimbă oamenii, cred că cei care au trecut mai ușor peste această perioadă de pierderi sunt cei care au reușit cumva să se adapteze mai ușor la schimbare. Pentru că, bineînțeles, pierderea înseamnă ieșirea din zona de confort. Să fii față în față cu schimbarea, cu provocarea schimbării. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o temă extrem de actuală, evident, și o temă foarte, foarte amplă, pentru că tu ai atins mai multe puncte aici. Eu aș considera, am spus-o dintotdeauna și mi-asum în general, spun niște lucruri, cred eu, cu mare asumare și cu mare sinceritate. Eu cred că cam asta este forma unui război mondial la momentul ăsta, chiar dacă este pe baza unui virus. Și mai mult decât pe baza acestui virus, este un război informațional cum n-a existat, pentru că a intervenit acest social media, care este toate rețelele sociale, care practic sunt rețeaua care propagă arma, adică virusul. Și în contextul ăsta, evident că au venit la pachet extrem de multe schimbări, într-o unitate de timp foarte mică, că de fapt asta este problema. Venind atât de multe schimbări, folosit mai devreme termenul de schimbare la nivel de conștiință și la nivel de individ, eu aș spune că este vorba despre tendința
noastră firească, naturală, de 30-40 de mii de ani să ne adaptăm unor noi condiții, dar fiind ele atât de rapide și atât de imprevizibile, practic, această adaptare este extrem de dificilă. Extrem de dificil. Acum, eu n-aș vrea să intru absolut deloc în sfera administrativă și politică, cu toate că este extrem de greu să discutăm despre aceste argumente fără să facem măcar tangențial referire la modul în care este gestionată criza și bineînțeles că pe noi ne interesează aici pe cuvânt românesc, pentru că la nivel mondial și la nivel mondial este important, pentru că foarte multe lucruri, după câte ai observat, sunt așa cu directivă, spune OMS-ul, recomandă nu știu ce, Agenția Europeană a Medicamentului lansează sau oprește piața anumite produse. Deci, în context planetar, lucrurile evident că trebuie cunoscute și ne influențează, dar gestiunea de aici din România, din punctul de vedere, este extrem de, extrem de important. De ce? Pentru că mesajele și această gestiune au făcut, pe lângă câteva lucruri, să zicem așa, benefice, au făcut, au adus un prejudiciu la nivel de conștiință colectivă, prin ceea ce eu numesc confuzarea creierului. Adică situarea deciziilor la extreme, da, când, dacă ne aducem aminte, a fost peste tot erau interdicții, la noi a fost, au fost lucrurile lăsate mai lejer. Apoi venim cu niște măsuri din astea care, din punctul meu de vedere, sunt extraordinar de, de greu de înțeles, dacă nu inepte. Repet, încerc să mă, să mă controlez, să nu folosesc termeni duri, dar, din punctul meu de vedere, gestiunea acum nu face altceva pandemie de, în România decât să, să pună gaz. Cel mai grav, și asta urmăresc ca psiholog, dar numai ca psiholog și ca beneficiar direct a acestor, acestei gestiuni, acestei, acestui management, să zicem, al pandemiei, este faptul că nu numai că a permis, dar chiar a influențat populația României să se așeze în două tabere de luptă, practic, antagoniste, terenul de luptă fiind în special social media și acolo unde au existat interese au folosit de faptul că, știți foarte clar titulatura, negaționiștii sau vacciniștii și așa mai departe. Deci n-a existat o retorică favorabilă, să zicem așa, comunicări asertive de la nivel de autorități către populație, să încerce să armonizeze comunicarea, oamenii să fie, să se simtă în siguranță, ba dimpotrivă. Deci ăsta mi se pare lucru cel mai grav, pentru faptul că astăzi populația României a ajuns la un coeficient de ură cum eu n-am întâlnit niciodată, plecând din anii 90, în care cea mai importantă valoare a noastră era dimensiunea socială. Deci asta la nivel de, să zicem așa, ca o privire de sus, de, de, de ansamblu. Acum, la nivel de individ, dacă vrei, lucrurile cu, cu pandemia, o să intru încet, încet în ceea ce mi-ai propus ca și subiect, dar mă apropii precum pisica tiptil. La nivel de individ este extrem de ciudat, pentru că având ceea ce v-am povestit mai devreme, mesaje contradictorii, o încurajare a acestei, cum să zic eu, acestui sentiment, aceste emoții negative, ura față de, de semenii noștri, evident că n-am înțeles foarte bine informațiile și n-am știut să gestionăm atunci când foarte mulți dintre noi, inclusiv subsemnatul de curând, au trecut prin această boală. Și sunt dispus să vă povestesc și aspectul psihic, influența COVID-ului, dacă vreți, asupra psihicului uman, despre care nu se vorbește foarte mult. Deci spuneam că, evident, fiind atât de alambicate, de contradictorii și de multe ori inepte, soluțiile și modul de comunicare față de populație, și noi am încercat să ne adaptăm cu propriile noastre mijloace. Ba, am citit, am ascultat pe cineva, am întrebat un medic. Atunci, evident că ne-am raportat la această boală.
boală, la această posibilă boală, într-un mod cu totul și cu totul, într-o dinamică greu de înțeles. Oamenii au devenit anxioși din multe perspective, datorită fricii de boală, datorită fricii că își pierd locurile de muncă cu care s-a și întâmplat. Deci anxietatea a devenit un fenomen social omniprezent pentru foarte multă lume și depresia, evident, pentru că toate acest tumult de gânduri negative, evident că imprimă stări emoționale negative, uite cum avem o dimensiune destul de sumbră la momentul ăsta. Percepțiile eronate față de ce înseamnă mediul spitalicesc, și anume, știți că veneau informații de genul nu te bagă nimeni în seamă, de dimineață până seara stai singur acolo și ești, mă rog, tratat cu indiferență. Foarte multă, deci o retorică extrem de falsă de multe ori, de foarte multe ori falsă, și așa cum v-am spus, o să vă mărturisesc și prin ce am trecut eu în cazul acestei boli. Și în condițiile astea vă dați seama că manifestările, simptomatologia fiind diferită, pentru unii au existat probleme la nivelul organelor interne, pentru alte persoane preponderent partea asta psihică, oboseala, dacă vrei, percepția asta sau simțămintele astea de deprivare emoțională, de depersonalizare, pe care o să vorbim imediat, n-au reușit să generalizeze, să ne dăm seama în ce direcție o ia situația. Și atunci, informațiile fiind atât de multe și contradictorii, a adăugat și a venit tot timpul și a pus, a adunat puncte negre la capitolul anxietate, teamă, preocupare. Asta la nivel de individ. Cât despre pierdere în general, ca să ating subiectul lansat de tine, Sorin, hai să ne aducem aminte, mai ții tu minte prima informație din Wuhan despre virus? Mai aduce aminte prima imagine? Imaginea lui, a virusului. Nu, prima imagine publică despre ce se întâmpla în China, transmisă pe toate posturile, dacă îți mai aduce aminte, acum un an și câteva luni. Cum am luat noi act de apariția virusului și de primele imagini din China? Am să spun eu, să-ți dau un refresh. Era o persoană care mergea pe stradă într-un ritm foarte lent și la un moment dat a prăbușit la pământ. Aia a fost prima informație pe care mentalul nostru a fost prezentat pe toate posturile de televiziune și ni s-a povestit că a apărut acest virus și uite cum se manifestă el. Da? Ți-aduce aminte? Persoana aia era o imagine de acolo și la un moment dat s-a prăbușit efectiv. După care au urmat foarte multe imagini cu saci negri, da? Cu saci de mort, unul peste altul, da? Erau pline televiziunile de astfel de informații și de imagini. Ulterior, inclusiv la noi foarte mult, au apărut imaginile cu izoleta, care era omniprezentă și era subiect de discuție. Astăzi nu mai sunt nici saci, nici izoletele, nici nimic. Deci, uite-te că sunt totuși niște semne de întrebare. De ce am plecat de la informații de genul ăsta și astăzi ele nu mai există? Da? Undeva există o nesincronizare sau un adevăr care e distorsionat. Pentru că altfel nu mi-e explic. Da? Pierderile, astea despre care noi avem foarte multe informații, după aia au urmat episodul Italia, care în Italia problema era extrem de emergentă și arătau de acolo o groză vii de adevăratele, adică, da? Bun, astăzi nu mai sunt, pentru că avem, toți avem prieteni, avem știință, astăzi nu mai există nici asemenea groză. Oamenii, într-adevăr, au fost în special bătrâni. Bun. În special cei mai în vârstă cu afecțiuni, au fost loviți din plin.
de acest virus, de această pandemie și de manifestarea extrem de curioasă, agresivă. Și temenii noștri, mă uitam, urmăresc, deși mi-am propus să nu mai urmăresc cu atâta, cum să zic eu, interes știrile, pentru că și pentru mine, ca psiholog, înseamnă că îmi inserează în o serie întreagă un sistem de gânduri negative. Îți bombardează creierul. Da, și trebuie să mă protejez și eu oarecum, pentru că, na, fiecare prezintă în manieră proprie. Dar au fost foarte multe pierderi în familiile românilor și în întreaga lume. Asta nu se poate nega. Mi-am dat seama că, fiind internat în spital și eu la rândul meu, mi-am dat seama că, într-adevăr, acolo unde virusul ăsta păcătos prinde un organism slăbit, un organism cu probleme, e ca și când bagi mâna într-un lighean și învolbureze apa. E cam așa, cam așa se manifestă, s-a manifestat și cu familia mea, cu părinții mei, cu mama mea, care, pe care am fost-o din spital cu COVID, acolo unde a stat cât a trebuit să-și facă perioada de convalescență, după care e internată la boli interne, pentru că tot în interior a avut de suferit, analize foarte proaste. Deci așa se întâmplă lucrurile. Din fericire, ai mei sunt încă într-o situație ok, în afara pericolului, dar foarte mulți dintre noi am pierdut oameni dragi. Curioase sunt cazurile în care oamenii n-au avut comorbidități. Bine, undeva cred că a fost, era ceva ascuns acolo de care nu știau, și cazurile nu sunt foarte multe, dar nu putem nega faptul că există acest virus și că face rău. De aici și până la ceea ce povesteam mai devreme, e cale lungă și asta nu reușesc să mi-o explic, pentru că autoritățile nu sunt în stare să aibă un discurs coerent. Au discursuri contradictorii, de foarte multe ori distorsiuni pe care nu le înțeleg. Asta șochează și pe mine și pe toți ceilalți care ne punem întrebări. Aici e de fapt problema. Da? De ce există, dacă lucrurile sunt curate, curate în sensul în care nu există ascunzișuri, nu există interese obscure, nu există, de ce sunt atât de multe chestiuni inexplicate? Da? Asta ca să revenim în plan. Desigur, pierderea în general, fie că e vorba că tu ai ieșit din sfera COVID-ului, a fost ultima prezentare, dar înainte ai punctat în general ideea de a pierde oameni dragi. Există într-adevăr, așa cum spuneai și tu, există un travaliu. Asta înseamnă o perioadă etapizată în care cei dragi, cei care au pierdut pe cineva drag, în general cei foarte apropiați, traversează diferite simțăminte, diferite stări, și ele sunt categorisite. Uitam că eram curios câte căprării, atâtea păreri. Deci foarte multă lume le împarte 5 etape, 7 etape. Eu am luat lucrurile logic și pot să spun o chestiune, adică personal văd aceste etape ca fiind 5 și cred că în prima fază, atunci când pierdem pe cineva drag, este vorba despre șoc. Da? Suntem șocați, nu reușim să înțelegem de ce. Șoc și negare. Eu aș pune negarea în partea a doua, în etapa următoare. Și să spun și de ce. Pentru că ea vine la pachet, negarea vine la pachet și cu furia. În sensul în care... Revolta. În momentul în care am ieșit din șoc, asta se întâmplă câteva zile, una, două, trei, patru zile după. Și aici este totuși un... o discuție, un amendament. Am avut, continuare la terapie, o tânără care și-a pierdut mama. E foarte tânără, fata asta are 24 de ani și și-a pierdut mama de curând. Și în mentalul ei, deși a trecut, deci a avut cancer de sân, oarecum fiind o boală care... recidivase, a avut când era ea foarte mică, mama a recidivat și s-a întâmplat lucrul ăsta. Oarecum mentalul undeva era pregătit pentru. Dar știi cum e, atunci când e vorba de o vârstă fragedă, niciodată nu e pregătit cu adevărat să-ți pierzi mama.
Și discutam foarte, foarte interesați ambii, și eu ca terapeut, și ea ca actor al nefericit al acestui eveniment, de faptul că în momentul în care s-a întâmplat, șocul a fost ca și manifestare, undeva, că tu ești psiholog și înțelegi, prin reacția freeze. Da? Deci n-a avut alt fel de raportare decât una extrem de cum să spun, statică. Da? Și parcă cineva a ajutat-o. Bunica mea spunea în cazuri de genul ăsta că te întărește Dumnezeu. Așa spunea. Corect. Da? Am auzit de foarte multe expresia asta populară. Șocul poate să aibă și astfel de reacție. Da? Și astfel de... Să fii imun. Să fii fără expresie. Să nu ai reacție, practic. Da? E tot o manifestare așa. După care... Am mai auzit, îmi cer iertare, am mai auzit două formule care îmi plac și le împărtășesc cu tine. Amorțeală sau anesteziere emoțională? Da. Da. Depinde, repet, și de... Gândește-te că pot fi două cazuri total diferite. Este cineva vârstă tânără și se întâmplă fără ca nimeni să se aștepte, fie că e vorba de un accident, fie că este vorba de, nu știu, poate un atac de cord. Da? Și o persoană mai în vârstă, de la care, mă rog, cu multiple afecțiuni, unde există în mentalul rudelor ideea că la un moment dat persoana asta se rupe. Dar pentru toată lumea, momentul ăla este un șoc. Este o stare emoțională care, mă rog, escaladează, ajunge la niște cote foarte. Negarea în pasul 2 și chiar furia de multe ori, pentru că sunt cazuri în care poți să dai vina pe doctori, poți să dai vina chiar pe divinitate și am întâlnit de multe. Exact asta, de multe ori dăm vina pe divinitate. Doamne, de ce mi l-ai luat? De ce tocmai pe el? Că era un om bun și așa mai departe. Și... Faza asta durează. După care, de foarte multe ori, mai ales, repet, în cazurile în care persoana nu se prefigura un astfel de dezvoltământ, apropiații, vorbim aici de persoane dragi, resimt o stare de tristețe profundă. Resimt o stare de tristețe profundă și tu bine știi, tristețea care avansează în acea murișcă dintre gânduri și emoții poate să ajungă la depresie. Foarte multe ori persoanele și un astfel de client, am culmea, a decedat un partener de afaceri care era ca un tată, am cum nou un client cu această problemă. Deci un partener de afaceri care era ca un tată, el e mai mic cu 20 de ani și a făcut așa cum a făcut infarct. Și e în depresie persoana asta care a venit la terapie. Uite că tristețea poate să ajungă la niște cote destul de semnificative. Ca să nu mai vorbim, îmi cer scuze, ca să nu mai vorbim chiar și de suicid. Incidența suicidului în ultimul an iarăși a crescut. E foarte adevărat. Și atunci când e vorba de parteneri într-o relație extrem de un atașament securizant, ambii, de exemplu, care nu concep viața unul spre celălalt. Dar aici mai e un fenomen interesant. Am să-ți povestesc, de exemplu, istoria bunicilor mei foarte repede și o să vezi că de multe ori se întâmplă chestia asta. Împreună de la 17 ani până la 84. Da? Într-o relație, înainte să se ducă bunica mea, care prima a decedat, ei stăteau de vorbă pe marginea patului, câte 3, 4, 5 ore, nici nu-mi imaginez, nici nu pot să dau seama ce puteau să vorbească oamenii ăștia după 60 ceva de ani de relație. Și în momentul în care ea s-a prăpădit, făcând un accident vascular, eu am spus mamei mele că nu o să dureze un an de zile, deși el nu avea niște afecțiuni foarte, cum să zic, care să-i fi pus viața în pericol, dar i-am spus, o să
se stingă foarte repede după ea și așa s-a întâmplat. Au mai durat 8 luni de zile. Deci uite-te că în procesul ăsta, în care oamenii după o viață întreagă, practic devin corp comun, și mă rog, ideea asta, când abordez subiectul relației de cuplu, este extrem de demonstrabilă. Devin, de multe ori, când unul are o afecțiune sau doare ceva, simte și este atât de, gradul de empatie este atât de mare încât preia din simțămintele partenerului. Și uite că, mă rog, am pus între paranteze această povestioară din viața mea, pentru că depresia, tristețea poate să ajungă la niște cote la care celălalt nu rezistă dacă atașamentul este de atât amar de vreme și este unul. Și mai ales când vorbim de o perioadă atât de lungă, da. Pentru că una e când vorbim de, nu știu, 5, 10, 15, 20 de ani și alta este, iată, 60 de ani. Cred că acolo cei doi, cum frumos spune Verena Cast în cartea Dolul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic, acolo vorbim despre cei doi, bunicii tăi în speță, erau în sinele, foarte conectați la sinele relațional. Da. Da, se știau de o viață. Da. Nu se concepeau unul fără celălalt. Da. Așa este și ideea pe care o propovăduiește foarte frumos Arvil Hendrix. Eu cred că n-am scăpat niciun client căruia să nu-i recomand această carte despre relații. Primește iubirea pe care o iubirea dorești. Iubirea pe care o dorești. Este de căpătâi în dinamica, să zicem, sau în... În ceea ce lucrez în cabinet pe terapia de cuplu, e extraordinar de bună această carte. Apoi urmează negocierea, adică îmi dau seama că lucrurile o pot dura rasta, în sensul în care se prelungește, eu nu mai sunt funcțional, am stări de tristețe, nu mai dau randament și încerc să negociez ieșirea din această stare, de fapt, un agreement, o înțelegere cu viața. Încerc să mă duc către acceptare, care de fapt este ultima fază, și anume acceptarea, așa cum spuneam. Dar această negociere, faza premergătoare, încep să așez lucrurile și să mă chinui să înțeleg că ăsta este cursul vieții. Da? Deci cam astea sunt din punct de vedere logic. Repet, dacă consultăm autorii, o să vedem că modul în care prezintă travaliul de doliu este foarte diferit, unii au chiar 7 etape. Asta este viziunea mea, așa cred că oamenii parcurg. Ce este cel mai important în acest travaliu este unde psihologii au puteri limitate, unde nu poți, de exemplu, cel puțin în primele, până la faza de tristețe, depresie, nu poți să faci restructurare cognitivă. Adică dacă ți-ar veni cineva un cabinet care trece prin primele două faze și evenimentul este încă consumat de curând, e foarte greu să lucrezi cu persoana respectivă pentru că nu poți să intervii pe procesele cognitive. El nu te ascultă, nu focalizează, este atât de îndurerat încât... Și atunci, soluția întotdeauna este suportul celorlalți, suportul familiei, discuțiile, faptul că pot din interior și nu conserv aceste gânduri, această negare, această furie, care până la urmă sunt toate emoții negative. Deci asta este cel mai important. Suportul familial și sprijinul pe ceilalți membri care pot să nu fere chestia. Cred că aș mai adăuga eu și suportul acolo unde, bineînțeles, există și suportul instituțional. Sunt cu siguranță forme de suport și mai ales unde oamenii cu astfel de probleme sau care trec prin astfel de pierderi se identifică cu ceilalți. A, și tu ai trecut printr-un divorț. Cum este? Cum te-ai simțit? A, și ție ți-a murit tatăl sau mama. Și este acolo și un soi de empatie și de solidaritate cu ceilalți. Uite mă, nu sunt singur, nu doar eu am trecut. Pentru că în astfel de momente avem sentimentul ăla, vorba filmului indian din anii 60-70, toate mi se întâmplă numai mie. Da. Și avem tendința de a exagera atât de mult ceea ce ni s-a întâmplat și durerea este atât de puternică, încât avem senzația în acel moment că, de fapt, noi suferim cât pentru toată lumea. Corect. Din păcate, noi nu avem cultul a ceea ce ai precizat tu mai devreme, și anume sprijinul
diferitelor organisme. Uite, dacă ne uităm afară, un factor, sau mă rog, un rol extraordinar îl are biserica. L-au comunitățile religioase, acolo unde se sprijină foarte mult. Dacă ne uităm la americani, sau grupurile suport, în adevăratul sens al cuvântului, acolo unde se întâlnesc oamenii și cu aceleași probleme și ele sunt împărtășite. N-avem cultul ăsta, probabil că va mai trece ceva vreme. Sunt bucuros totuși că interesul populației în general față de fenomenul suport psihologic este din ce în ce mai mare. Oamenii, ai văzut, sunt foarte multe podcasturi, au apărut ca cipercile după ploaie și oamenii acum mai ascultă muzică, mașina ascultă podcasturi. Și asta este extraordinar, pentru că îți culegi informații, poți să te gestionezi la un moment dat dacă nu-ți permiți să mergi la un terapeut. Important este să verificăm sursele și să fie destul de profi și de credibil. Acum, m-aș întoarce puțin la pandemie și m-aș întoarce pentru că mă uitam, eram cu ochii pe ceas și deși am crezut că o să fie cam lung, dar n-am reușit să acoperim și a trecut timp într-un mod super rapid. Deși nu vreau să rămân dator cu povestea despre modul în care virusul atacă sistemul psihic și este un argument pe care îl discutăm așa. Eu, de exemplu, l-am discutat cu o serie de colegi să-mi dau seama de ce am trecut prin ce am trecut. La mine a fost o fază medie în care mi-a fost rău câteva zile, după care două, trei zile mi-am revenit, am crezut că o să ies de aici, o să domin asta cu un tratament dat de medic de familie, dar din păcate cred că am exagerat cu, m-am apucat iar de terapie și am picat a doua oară. În momentul în care am solicitat sprijin de specialitate, am chemat safarea și am fost internat în spital, iarăși urmând o perioadă de 2-3 zile până când perfuziile cu antibioticul și tot ceea ce fac oamenii acolo și au făcut efect. Vreau să-ți precizez câteva chestiuni extrem de importante. Eu n-am fost internat în București, am fost în provincie de unde sunt, și anume în spitalul județean la Brăila. Și îți spuneam la început că, în ciuda folclorului ăsta, mă rog, prezent pe social media și nu numai, că nu te bagă nimeni seamă și că nu este interes și profesionalism, este exact diametral opus ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat cu mine, de fapt, la spitalul județean la Brăila. Un personal extraordinar de gentil, de amabil, de interesat, foarte bine pregătit, începând de la medici până la doamnele care se ocupau cu curățenia și care în fiecare zi făceau de 2-3 ori curățenia. Interes față de diagnosticul, să zicem, diferențiat, chiar și de tratamentul diferențiat, pentru că sunt oameni cu saturație mică și atunci primesc oxigen pe diferite căi. Eu n-am avut nevoie chiar așa. Am avut o simplă mască, o simplu furtunel din ăla cu oxigen. Deci este total opus față de ceea ce auzisem și ceea ce de fapt mă și anxietate la un nivel foarte mic raportat la internarea în spital. Un alt lucru extrem de important este faptul că trebuie respectate lucrurile. Oamenii, cum se simt puțin mai bine, renunță la tratament. În momentul în care pleci în spital, ai o rețetă cu un tratament și el trebuie să continue cu toate lucrurile care sunt ulterior analize la analize, consult medical și consult la plămâni. De fapt, acolo e căiul lui Achille, la plămâni. Și toate chestiunile astea trebuie să continue și oamenii trebuie să fie extrem de atenți, pentru că poate lăsa sechele. Ne putem trezi că lucrurile nu sunt ok după anumite. Tot la fel de important este, așa cum spuneam, factorul ăsta psihologic, modul în care reacționează diverse persoane, nu toți, repet, pentru anumite persoane a fost destul de gravă situația la nivelul organelor interne, a dat peste cap funcționalitatea ficatului, a rinichilor, chiar uite, povesteam despre maică mea. Deci,
La nivel somatic sunt foarte multe probleme, dar la nivel psihologic foarte puțin se vorbește despre asta. Eu am avut un soi de deprivare emoțională, adică mi se părea că mi-asum orice fel de deznodământ, atât față de părinții mei care erau în spital și la care am un raport extraordinar și am avut dintotdeauna, și aveam senzația asta că mi-asum orice se întâmplă și dacă de mâine va întâmpla ceva fatal, primeam cu așa cum venea treaba asta, lucru care nu se întâmpla înainte, adică la orice mică chestiune eram extrem de agitat și extrem de preocupat să se rezolve. Am pus-o pe seama deprivării emoționale și mi s-a întâlnit ideea asta în momentul în care am venit acasă și mi se părea că nu e locul meu, mi se părea și casa asta în care locuiesc, mă rog, are de multe ori sau peste tot e mâna mea pe aici și e o chestiune extrem de intimă, mă simt extrem de bine aici. Părea că nu e locul meu, că nu recunosc, că sunt stingher în această casă. De multe ori aveam niște senzații de decorporalizare. Părea că, practic, creierul iese din cutia craniană. Sunt senzații destul de ciudate și în pasul 2 mă gândeam, adică după ce am venit acasă și au trecut câteva zile, mă gândeam că nu știu ce ar urma după perioada asta, nu vedeam nimic. Am început să-mi pun serios problema depresiei, că dau seama acolo fiind de simptomatologie. Și încet, încet, după ce au trecut câteva zile, am început să se estompeze starea asta. Am ajuns să discut cu colegii noștri psihologi, mai ales cei unii dintre ei care au trecut prin boala și puteau să-mi dea un feedback relevant și am aflat despre niște simptome mult mai grave cu pierderea capacității mnezice, uitarea clasică la un nivel extraordinar de evident, cu atacuri de panică, cu niște lucruri destul de serioase. Repet, nu se vorbește foarte mult despre influența COVID-ului asupra stării psihice, dar există. Și mi-am dat seama, punând lucrurile cap la cap, că de fapt este o situație temporară în care depresia survine într-un episod. Nu se întâmplă în mod normal lucrul ăsta. Depresia, în general, este o chestiune legată de ceva ce s-a întâmplat, de lucruri, de evenimente traumatizante sau semi-traumatizante, microtraume, dar până la urmă are un tablou și are o dinamică foarte clară, iar ea durează. Ori reușesc să mă gestionez în plan individual să scap de ea ca persoană, ori fac uz de serviciile unui terapeut, psihoterapeut, unui psiholog și cu ajutor ies din zona asta. Dar, în general, depresia nu e o chestiune care intervine episodic și se termină de la sine. Ori în cadrul acestei afecțiuni, da, a infectării cu COVID, mi-am dat seama că, practic, e vorba despre o secreție foarte redusă de serotonină și de endorfine, pentru că, vezi tu, e și foarte greu să ești imobilizat la pat, în urma convalescenței, starea de oboseală nu-ți permite să faci efort, atunci endorfinele sunt, cantitatea e destul de sărată. Și evident că fiind atât de secătuit de tranzitul de neurotransmițător cu efect pozitiv pe lanțurile neuronale, simți pierderea plăcerii față de activitățile cotidiene și tot ceea ce te-am spus până acum. Te reia momentul în care te simți mai bine din punct de vedere fizic, în care depășești boala și reintri în activitate, te reconectezi, să zicem așa, la gustul activităților pe care le făceai și probabil că și secrețiile despre care vorbeam intră, să zicem, în parametri funcționali, în parametri normali. Dar este tare ciudat pentru că practic este un episod depresiv care se termină de la sine în momentul în care se termină perioada. Asta cred eu, așa am analizat și așa, ăsta este feedback-ul meu urma parcurgerii etapei COVID.
Dragii noștri, o discuție extrem de interesantă cu psihologul Eduard Puiu despre procesul acesta al pierderilor, indiferent, așa cum spuneam la începutul materialului nostru, indiferent de natura pierderii, că vorbim, nu știu, de pierderea unei ființe dragi, de pierderea unui job sau unui statut socioprofesional, iată, de până la urmă și de pierderea libertății, într-o oarecare măsură, libertății de circulație atunci când vorbim despre restricții sociale, că toți suntem în weekend și bineînțeles că avem alt tip de restricții față de cele din cursul săptămânii. Așadar, iată, multe, multe, foarte multe pierderi pe care prin travaliul de doliu putem să trecem peste, pentru că titlul campaniei noastre este Pierdere și Transformare. Ideea este că după pierdere există această șansa, această ocazie, această oportunitate pe care viața ne oferă, aceea de a ne transforma. Și am mai spus și în alte rânduri, nimeni în viața noastră nu vine fără un scop anume, nu vine pur întâmplător și probabil, mai mult ca sigur, de fapt, avem niște lecții de învățat din relațiile interumane care își pun amprenta asupra caracterului și personalității noastre. Aș încheia discuția noastră referitoare și la emoțiile despre care vorbea Eduard Puiu, cartea Cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare, să-ți recapeți autocontrolul, o carte publicată în colecția Psihopractica și care face parte din campania Pierdere și Transformare. Foarte pe scurt, nu este decalog, pentru că are vreo 15 sau 14 puncte, dar mi-a plăcut foarte mult ceea ce spune, ce spun de fapt autorii. Drepturile tale legitime. Ai dreptul să ai nevoie de diverse lucruri de la alte persoane, ai dreptul să te pui pe tine pe primul loc uneori, ai dreptul să simți și să-ți exprimi emoțiile sau durerea, iată cât de mult vorbim despre acest lucru, a intra în contact direct cu propriile nevoi, cu propriile emoții. Ai dreptul să fii judecătorul ultim al credințelor tale și să le accepți ca legitime. Ai dreptul la opinii și convingeri proprii și multe, multe altele. Ai dreptul la propria experiență. Mi-a plăcut foarte mult această înșiruire, relevantă, spun eu. Dragii noștri, îi mulțumim foarte mult lui Eduard Puiu, psiholog, pentru că a fost alături de noi și ne-a împărtășit atât din experiența de cabinet, să-i spunem, de experiența clinică, dar și din experiența personală. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Pierdere și Transformare, cum să facem față, cum să depășim momentele dificile din viața noastră. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!